pardon, de 1 aprilie, noi cu dumneavoastră, inclusiv cetățenii din Orhei, vom plăti miliardul de euro furate din căloșii la guvernare. Ei au furat, iar nouă i s-a pus în spate miliardul furat. Început din aprilie anul acesta, urmează să plătim anual câte 1 miliard de lei în timp de 25 de ani. Iată cum rezolvă ei problemele. Unde este justiția care să ia de gât să-i bage la pușcărie? Unde este poliția neodată, procuratura, CNA-ul este prară? Că data de 24 aprilie, platforma civică de unitate și adevăr, membrii unor ONG-uri importante de la noi din țară, au adresat un apel către cetățeni să ieșim în Casa Mare Adunări Naționale, în număr atât de mare și atât de determinați, încât să putem pune capăt acestei guvernări călușite. Dar contează altceva, că orgheienii se pot aduna în echipe extraordinare. Avem o organizație foarte puternică aici la Orhei, a platformei de unitate și adevăr. Avem oameni foarte activi, care, așa cum v-ați spus, au reușit pe parcursul a 3 luni de zile să acumuleze peste 22.000 de semnături. Iată că aceste și altele 400 în total, 5.000 de semnături, au fost aruncate la gunoi, la coșul de gunoi de către actuale guvernanți. Vreau să dau o replică lui domnul Ceban, la ședința de Parlament de vineri, a spus că nu crede că referendul s-a trecut fără niciun leu. Eu vă răspund, domnul Ceban, Sârbu! Nu s-a cheltuit niciun leu. Fiecare a făcut voluntar lucrul ăsta prin ger, prin noroi, prin vânt. Nu, au cheltuit și banii de-a noastră și pe alimente, cum a spus dumneavoastră, și pe drum. Nu s-a cheltuit, nu s-a făcut spălare de bani. Nu, ni s-a dat. Am făcut din cont propriu. Trebuie să vă cereți scuze. Oficial, față de colector, că i-ați insultat pe modul ăsta. Și vă îndemn pe toți data 24, nu stați acasă, oameni buni, ieșiți să ne scoate țara de nevoie. Vă rog! Vă mulțumesc! Vinii au furat, ei s-au îmbogățit, s-au făcut casteluri, s-au făcut toate membrele lor. Trebuie să-i dăm jos, jos cu oligarhia asta. Eu am fost mic copil dus în Sibiria de 13 ani. Tata meu e împușcat în Chișinău de comuniști, de bolșevișii care au fost. Eu am rămas, am intrat casă, casă nu mi-a dat, nică nu mi-a dat. Am dorit sub garduri și azi trebuie să luptăm ca să scoatem țara asta din captivitate, din tălhare, ăștia care au luat-o. Trebuie să fim demni, să fim uniți, să ieșim, să protestăm, să facem ca să scoatem toată țara asta din sărășie asta, din mizerie asta. Nu vă puteți și să vă adunați, să ieșim la Chișinău, care 24. Eu vă mulțumesc care ați venit.